În Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 8, de la versetul 26, găsim o istorie binecunoscută, istoria unui demnitar din Etiopia, așa-i? Istoria unui demnitar din Etiopia. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și i-a zis: scoală-te și du-te spre miază zi pe drumul care pogoară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candacea etiopienilor și îngrijitorul tuturor visteriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine, se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Duhul Sfânt a zis lui Filip: du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat, a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia și i-a zis: înțelegi tu ce citești? Dacă era un român, se supăra foarte tare: cum, domnule, să nu pricep eu ce citesc? Un om înțelept spune: cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din scriptură pe care îl citea era acesta: el a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde, așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui, judecata i-a fost luată și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui, căci viața i-a fost luată de pe pământ. Famenul a zis lui Filip: rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la scriptura aceasta și i-a propovăduit pe Iisus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis: uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis: dacă crezi din toată inima ta, se poate. Famenul a răspuns: cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Noi credem aceasta. Famenul a răspuns: cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Atunci a poruncit să stea carul, s-au pogorât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când a ieșit din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famen nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie, Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezarea și propovăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trecea. Și prin îndurarea lui Dumnezeu, așa a ajuns Evanghelia și la noi și aici. Ne rugăm lui Dumnezeu ca El să ne deschidă sufletul, mintea, să o înțelegem și voința să o trăim.
Am fost într-o biserică nu de mult unde s-a citit pasajul acesta și m-am gândit că aș putea ține o predică din pasajul acesta dacă biserica mi-ar lămuri un lucru. Demnitarul acesta care a venit din Etiopia la Ierusalim, ce culoare avea? Acum, Biblia nu e color, e alb-negru, dar el ce culoare avea? Cum era? Negru. Pe dinăuntru sau pe din afară? Deci pe din afară era negru, era din Etiopia, da? Dar oare pe dinăuntru cum era? Dacă era păgân, cum era pe dinăuntru? Negru pe dinăuntru, negru pe din afară. Nu știu dacă trebuie să fac precizarea, dar știu că de la Arad a venit cu noi familia Negru și în curtea bisericii m-am întâlnit cu Negru de la dumneavoastră. Nici nu știu să spun dacă predica are de-a face sau nu cu voi, cu negri. O să o las pe seama voastră. Un om care vine la casa lui Dumnezeu negru, și pe dinăuntru și pe din afară. Dar știți ce m-a impresionat la omul acesta? Din țara lui vine în poporul lui Dumnezeu negru. Pe din afară avea dinții albi, dar pe dinăuntru poate nimic n-avea alb. Dar știți cum se întoarce el în țara lui? Pe din afară cum era? Negru. Dar cum era pe dinăuntru? Alb, strălucitor. Nu știu dacă suntem avantajați sau dezavantajați. Nu știu dacă suntem avantajați sau dezavantajați. Că vedeți, dacă ne gândim la poze, la culoare, la cum arătăm, noi venim la casa Domnului cum? Albi, așa-i, pe din afară suntem albi, mai punem și o cămașă albă, acum că ne mai bronzăm noi un pic, asta altă, dar așa ne încadrează lumea, venim pe din afară albi. Oare cum suntem pe dinăuntru? Dacă ne-ar întoarce cineva pe dos în seara aceasta și ar veni un musafir, ar zice că a nimerit la Oradea, că s-a întâlnit cu arădeni sau cu etiopieni. Oare nu cumva pe dinăuntru putem fi și noi, dacă nu negri, măcar pestriți? Poate că nu la întâmplare în cultura românească s-au format niște zicale și le folosim câteodată chiar când caracterizăm un om. Frate Iuga zice, să ai grijă că ăsta e negru în cerul gurii. Eu ce înțeleg de acolo? Că e plin de laudele Domnului. Mi-e ușor să înțeleg că crescut la țară știai că ai un câine bun dacă e negru în cerul gurii, adică l-ai bun la mușcat. Și am înțeles că în lumea creștină unii sunt negri în cerul gurii, ei sunt albi pe din afară. Nu mai vreau să folosesc alte expresie că sună mai interesant, care au de-a face cu interiorul nostru. Știți care este frământarea mea? Nu atât de mult cum am venit la adunare. Mă interesează cum vom pleca în seara aceasta de la adunare. Dintr-un punct de vedere aș vrea să vă spun că m-aș bucura autocarul spre Arad să fie un pic mai ușor. La kilograme n-are cum, că o să mergem la masă după. M-aș bucura dacă șoferul spune, frate Iuga, nu știu ce s-a întâmplat la biserică, dar a fost mai ușor la întoarcere. Poate să mai lăsăm niște păcate pe aici, pe la Oradea, ce ziceți? Dacă v-ați întoarce dumneavoastră înspre casele dumneavoastră un pic mai albi. Dragii mei, ar trebui să ne obișnuim cu alb. Știți de ce? Pe de o parte dă bine.
Chiar dacă sunt ocazii în care noi spunem că negru dă bine și că ajută în orice situație, ascultați-mă, albul dă mai bine. A, că e mai pretențios, asta e cu tot altceva, dar albul dă mai bine. Dar ca să nu lungesc vorba, o să vă spun un lucru. Când Domnul Iisus Hristos s-a urcat pe munte în prezența Tatălui, știți cum s-a transformat? În alb sau în negru? Domnul Iisus Hristos de acolo ne atrage atenția că cine vrea să ajungă în cer și cine vrea să rămână în cer, cine vrea să fie în glorie, în slavă, cine vrea în locul acela unde nu le va fi foame, nu le va fi sete, nu-i va dogori arșița și Dumnezeu va purta de grijă fiecăruia, omul acela trebuie să fie alb. Aceștia, spune în Apocalipsa, sunt îmbrăcați în haine albe. N-au fost albi dintotdeauna. Negri au fost ei mai negri ca pământul. Dar acolo pe pământ au făcut ceva și au spălat, hainele s-au albit și acum ca albi, pentru că asta este culoarea cerului și așa trebuie să fim acolo și știți că vorbesc la omul dinăuntru, din afară, acolo este obligatoriu să fim albi, curați, neprihăniți, fără nicio pată. Mă gândeam la procesul prin care un negru devine alb. Mă gândeam care sunt factorii implicați și ce ar trebui să ne intereseze pe noi. O să vă spun sumar, nu să insist asupra unor lucruri care cred că sunt bine cunoscute, dar vreau să vă spun din capul locului, în albirea acestui negru, mă refer la starea lui dinăuntru, dar cred că i s-a schimbat și fața, a radiat, s-a întors, spune cuvântul, plin de bucurie, strălucitor. Nu putem să nu-l includem pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu din veșnicie a decis să ne deschidă în Iisus Hristos un izvor unde din negri să devenim albi. Amin? Slăviți să fie Domnul. Și știți care e bucuria mea? Că Dumnezeu înainte de întemeierea lumii, când a deschis izvorul pentru oameni, l-a deschis și pentru negrul acesta. Ascultați-mă, dacă era după noi, noi nu deschideam negrilor izvorul tare multă vreme. Știți că albii multă vreme au crezut că negri nici n-au suflet. De asta și-au permis să-i țină în sclavie și toate. Cum să le duce Evanghelia lor? Ei pot fi niște animale mai evoluate, dar nu oameni ca noi. Dumnezeu ne-a știut altfel. Și când Dumnezeu a hotărât mântuirea, și când Iisus Hristos a venit pe cruce, a murit pentru noi când și-a dat viața, și apoi când a trimis Evanghelia în lume, Dumnezeu a trimis-o pentru toți. Și generație după generație ne-a demonstrat că oricât am fi de negri, de vor fi păcatele voastre, cum este cârmâzul? Și se pune întrebarea, poate un etiopian să schimbe pielea? Răspunsul este nu. Dar poate un etiopian să-și înalbească sufletul? Da. Și poate un alb să aibă sufletul negru? Da. Negru plin de păcate. Dar prin harul lui Dumnezeu poate să-l înalbească. Pe de o parte, Dumnezeu ne deschide ușa, ne dă har. Hristos vine pentru toți. Evanghelia este pentru toți. Uitați-vă că Duhul Sfânt este interesat în salvarea acestor oameni, în albirea lor sufletească. Duhul i-a spus lui Filip, du-te, ajunge carul acesta. Duhul asistă în explicarea Evangheliei. Sfânta Treime implicată în procesul acesta de albire. Biserica care se ruga pentru cei plecați. Să știți că unii au rămas în Ierusalim, alții au plecat plini de prigoană. Știți ce făceau cei din Ierusalim? Se rugau pentru toți oamenii care au plecat. Doamne, au plecat. Ajută-i să ducă cu ei cuvântul. Ajută-i să ducă Evanghelia. Când biserica din Ierusalim afla că în Samaria sau în altă parte oamenii erau interesați, se pocăiau, își trimiteau acolo stâlpii bisericii să fie cu ei, să-i încurajeze, să-i aducă și să-i întărească în credință. Atâția factori implicați. Slujitorul lui Dumnezeu care este gata să lase locul bun. Un Filip care probabil predica pe stadioane. Și se întorceau mulțimile când Duhul lui Dumnezeu spune, am nevoie de tine, pentru cine? Pentru un singur suflet. Ce face Filip? Lasă totul și ascultă, se duce. Lângă toți factorii aceștia, nu putem exclude ce a făcut omul despre care vorbim. Etiopianul, negru. Și ascultați-mă bine, toate lucrurile care le-am menționat până acum, le-a făcut Dumnezeu și în dreptul nostru, slăvit să fie El. Dumnezeu a hotărât mântuirea noastră, l-a trimis pe Iisus Hristos pentru noi toți. Evanghelia este pentru toți, Duhul Sfânt ne are în vedere pe toți și biserica trebuie să se roage pentru toți. Dar ascultă-mă bine, orice ar fi făcut Dumnezeu,
orice ar fi făcut biserica și orice ar fi făcut slujitorul lui Dumnezeu. Dacă demnitarul acesta nu făcea ce trebuie, se întorcea acasă, nu negru, ci mai negru de cum a fost. Pentru că dacă nu te schimbi în bine, sigur te schimbi în rău. Și dacă vii undeva să te închini, să cauți ceva și nu găsești, te duci acasă mai nemulțumit, judecându-i pe alții. Ce a făcut omul acesta? Eu spun că a făcut câteva lucruri simple, dar foarte mari. Primul lucru care îl aflăm despre el este că omul acesta a venit la Ierusalim pentru ce? S-a dus la împărăteasă, împărăteasa care l-a pus mai mare peste visteria ei. Mă gândeam dacă băieții când citesc se gândesc oare asta o fi fost măritată sau nu, când sigur a trecut, nu vă mai gândiți la ea, da? El nu se duce să spună, Doamne, am o rugăminte, faceți-mi și mie o delegație să mă duc până la Ierusalim, să deconteze coroana, motorina și că mă duc și eu până la Ierusalim, am niște treburi de rezolvat. Omul acesta, dacă se duce să vorbească cu împărăteasa, știi ce-i spune? Spune, ascultă-mă, stăpână, să vă dau eu o istorie posibilă. Eu am crescut într-o familie săracă și mi-am dorit mult fericirea și împlinirea. Și am stat de vorbă cu mulți și a venit unul la mine și mi-a spus, băi copile, pune mâna și învață. Pune mâna și învață că vorba românului, cine are carte, are parte. Și Doamnă, în loc să joc fotbal pe toate maidanele, în loc să mă joc copiii mei, am învățat, acum nu credeți că degeaba a ajuns el ministru de finanțe, am învățat, am tocit, am făcut, alții își băteau joc de mine și am ajuns mare, am avut harul în final să mă alegi chiar dumneata și să fiu. Dar Doamnă, eu sunt tot cu sufletul gol, tot neîmplinit. Atunci am vorbit cu cineva și o spus, băi copile, nu educația te rezolvă, educația e bună în felul ei, te rezolvă relația cu o zeitate, avem noi zeii noștri, avem preoții noștri, avem bisericile noastre, totuși acolo. Și Doamne, nu mi-a fost rușine. Așa cum mă vedeți, m-am dus și am căutat biserici, temple, m-am închinat la toți bolovanii, la toate cioatele, am plătit, că am avut de unde să plătesc, am aprins, am stins. Și Doamne, să spun un lucru, am rămas tot cu sufletul gol. Eu așa nu mai pot trăi. Dar am găsit pe cineva. Îmi place mie, pentru seara aceasta o să iau așa la mijloc un evreu bătrân. Am găsit un evreu bătrân care s-a uitat la mine și a spus, Domnule, ascultă-mă, ce cauți dumneata, nu vei găsi niciodată aici în națiunea ta. Este un loc unde vei găsi un Dumnezeu care te cunoaște, care te iubește, care te ascultă, un Dumnezeu viu care te poate schimba. Este Dumnezeul pe care îl găsești în națiunea mea la Ierusalim. Și știți ce spune omul? Doamne, eu plec. Mă dai afară, nu mă dai afară, îmi dai concediu fără plată, faci cum vrei, mă duc la Ierusalim să-L caut pe Dumnezeul acesta. Vreau să-L găsesc, vreau să mă închin înainte acestui Dumnezeu, pentru că vreau viața mea să capete sens. Și acum ascultați-mă, dragii mei, mereu atrag atenția asupra acestui lucru. E rușinos când biserica nu este căutată. Ascultați-mă, frați și surori din Betel, dacă nu vă caută nimeni, e rușinos, e dureros să spui, Doamne, nimeni nu știe unde e biserica noastră, nimeni n-a auzit de biserica noastră, nimeni nu e curios în biserica noastră, e o stare rușinoasă. Dar vreți să vă spun una mai rușinoasă? Știți care poate fi mai rușinoasă? Să vorbească lumea în oraș, în județ, Doamne, dacă vrei să te întâlnești cu Dumnezeu, du-te la Betel și să vină la Betel și să întâlnească la Betel preoți, haine, coruri, fanfară, liturghie, orice, mai puțin pe Dumnezeu. Aici nu e așa. Dar la Ierusalim știți cum a fost? Exact așa. A întâlnit tot ce vrei din religia evreului, mai puțin pe Dumnezeu. Vă dați seama câtă dezamăgire în viața acestui tânăr, în viața acestui om. Eu îl caut pe Dumnezeu, doresc împlinire, nu am mai ținut cont de bunici, de părinți, de istorie. Nu contează unde îl găsesc pe Dumnezeu. Vreau să-l găsesc, să mă închin lui. N-am nevoie de bani, n-am nevoie de sănătate, n-am nevoie de renume, le am pe toate. Am nevoie de o înalbire a sufletului. Vreau să scap de povara păcatelor. Vreau să mă înalbesc pe interior, în cuvintele mele. Vreau să fiu un alt om. Și depășesc toate barierele acestea. Și vin la Ierusalim. Și Ierusalimul nu-mi oferă ce caut.
mă întorc la evreul bătrân de data aceasta la Ierusalim. Probabil că l-o fi văzut un rabin și a spus, auzi tinere, tu cauți bine, dar ai ajuns cam târziu. A fost o vreme când Dumnezeu era aici. A fost o vreme în care prezența lui Dumnezeu era simțită, era văzută. Și acum? Acum a rămas istorie. Și omul acesta îi spune tânărului, auzi domnule, dacă tot ai niște bani la tine, îți dau o sugestie. Cumpără o carte. Cumpără sulul cărții. Și acolo îl vei găsi pe Dumnezeu. Acolo vei găsi ce cauți. Și ia omul cartea, se întoarce amărât de la Ierusalim și are o carte străină în mână. N-a crescut cu Psalmul 23, dragii mei. N-a crescut cu Ioan 3, cu 16. Habar n-avea ce în cartea aceea. Și știți ce făcea el în drum spre casă? Cât ar fi fost el de dezamăgit? Când Dumnezeu vede atâta căutare, atâta sinceritate, Dumnezeu nu poate rămâne nepăsător. Dragii mei, știți cum ajunge un negru alb pe dinăuntru? Când îl caută din toată inima pe Dumnezeu. Dumnezeu spune, mă veți găsi dacă mă căutați din toată inima. Stau și mă gândesc la lumea în care creștem noi. Copiii noștri care cresc în adunare, încercăm să le facem tot ce îi scărpinăm, la Arad, nu la Oradea, îi pieptănăm, le dăm bomboane, le facem, le aducem, doar și ei, până la urmă când cresc mai mari, zice, dacă Dumnezeu cumva are nevoie de mine să mă caute, să mă găsească, o să-i pun vreo 2572 de condiții, să vedem dacă putem negocia, dacă cumva Dumnezeu nu e pe gustul meu, n-am nevoie de Dumnezeu. Ați văzut că a apărut și în lumea creștină cartea Dezamăgit de Dumnezeu. Nu știu de care Dumnezeu, dar cineva a fost dezamăgit. Că vorba unui frate de-a nostru, l-a întrebat unul ce faci. Mă las de credință, frate, zice. Mă las de credință. Dar de ce? Nu mai rentează. Mai rentează. Bine, ei măcar au curajul să o spună. Noi o trăim. Câtă diferență între unul care îl caută pe Dumnezeu oriunde, cu orice preț, și unul care spune, Doamne, dacă cumva cerul e gol și ai nevoie de mine, că-s foarte important, vii tu să mă cauți. Dacă vrei să fii alb pe dinăuntru, caută-L pe Dumnezeu din toată inima. Nu contează cine ești, cine sunt, unde ești, ascultă-mă, până nu-L ai pe Dumnezeul adevărat în viață, niciodată nu vei avea adevărata împlinire. Surogate de la satana, niciodată adevărata împlinire. Când omul caută din toată inima, sincer, Dumnezeu îi trimite mesagerul. Mesagerul vine și explică cuvântul. Clar, îl predică pe Domnul Iisus Hristos, îi vorbește despre condițiile mântuirii. Și ce credeți? Demitarul spune, stai nene, un pic, dar cum? Adică tu vii să-mi spui mie condiții, poate nu știi cine sunt. Omul acesta îi spune despre pocăință, despre credința în Domnul Iisus Hristos și apropo îi spune și despre botez. Dar nu credeți că a visat el în căruță că trebuie să se boteze. El a auzit despre botez și în momentul în care a văzut apa, a spus, frate, oprește din predică, am o întrebare. Uite apa, mă pot sau nu mă pot boteza? Pentru că interesul este Dumnezeu să mă transforme. Acum cei care agreați cu alt botez, ascultați-mă, eu cred că demnitarul avea în căruțele lui, în limuzine, cu ce-o fi fost el, eu cred că avea butoaie cu apă ca să circule prin pustiu. Dar famenul n-a spus, auzi, acum renunți tu la un butoi din ăsta, desfă capacul, te bag acolo, te-am scos și te-am rezolvat, sau te stropim un pic că-i criză. Până n-au găsit apă, n-au făcut botezul, pentru că nu poți să faci botezul oricum. Adică nu te joci cu lucrurile pe care Dumnezeu le-a hotărât într-un mod anume. Amin? Fraților, dacă vrem să fim albi, nu putem negocia nici pocăința, nu putem negocia nici credința în Domnul Iisus Hristos, nu putem negocia nici botezul și nu putem negocia nici ascultarea în continuare de Dumnezeu. Amin? Dar știți ce îmi place la omul acesta? Omul acesta n-a negociat.
El l-a căutat pe Dumnezeu. Când l-a găsit pe Dumnezeu, a înțeles că Dumnezeu este Dumnezeu, pe El îl primești, pe El îl respecti, pe El îl asculți și Dumnezeu, în condițiile promise, îl transformă și face din el un alt om. Așa mă pot și te poți întoarce acasă alb, curat. Neprihănirea care ne-o dă Dumnezeu, nu neprihănirea care ne-o dă legea sau neprihănirea care ne-o dă legea noastră sau tradițiile noastre sau alte lucruri. Acum, lucrurile acestea, ca teorie, sunt simple, așa-i? Și poate că noi nici nu ne facem mari probleme, că cel puțin pe din afară dăm bine în poză. Eu vreau să vă aduc aminte în seara aceasta că Dumnezeu ne cunoaște inima. N-aș vrea să spun că numai cei din Corint au fost păcătoși. Dar nici nu-mi pică ușor când citesc ceea ce spune Apostolul Pavel fraților din Corint. Fraților, voi veniți la biserică să vă faceți mai... Adică veniți voi negri, dacă împlecați sunteți tociuri de-a bine. Adică unul cu Pavel, unul cu Apollo, unul cu Hristos, unul cu... Ei veneau și băgau mai mult cărbune în ei, în casa Domnului. Să știți că noi nu suntem ieșiți în afara riscului. O să vă dau un exemplu de om care a venit la Iisus tare alb. Tare alb. Și nici nu a contrazis Iisus. Acum, poate noi i-am spus că a avut o mică pată. Vine un tânăr, că asta e seara bogaților, nu? Și dacă vine ăla cu averea, vine și de la evrei un tânăr, așa se zice că tânăr, nu cred că a fost chiar tânăr, dar bogat a fost, bogat a fost. Și vine la Iisus, dar era cam alb, așa-i? Adică atunci când Domnul spune, știi poruncile, să nu, să nu, să nu. Și de obicei sunt poruncile care îi prind mai ales pe bogați și pe ceilalți, dar mai ales pe bogați. Dacă le citiți, e greu să fii bogat și să nu pici acolo la bani, la femei, la mândrie, la una, la alta. Și el spune, învățătorule, toate acestea, cum? Din tinerețe, cu strictețe. Păi cum era asta, fraților? Alb, nu? Era alb de-a binelea. Acum, el totuși așa, pentru că era așa de alb și era evident că era alb, zice, Doamne, n-am chiar nicio mică pată, chiar deloc sunt așa imaculat. Și Domnul spune, ai o mică pată, una mică. Dacă vrei să fii desăvârșit, dacă vrei să fii alb 100%, atunci îți lipsește un singur lucru. Care lucru? Să te ții de cuvânt. Dacă spui că eu sunt cel mai de preț pentru tine și că vrei cerul și asta, eu îți propun, mută-ți moștenirea în cer, ți-o duc eu acolo tot, te legi de mine că asta vrei și lucrurile... Știți ce spune Scriptura? Că omul acesta s-a făcut, știți cum? Negru de supărare. Când Domnul Iisus Hristos i-a spus că mai are o mică pată și ar trebui să scape și de aceea, și Domnul nu i-a cerut imposibilul. Îl ajuta să scape. Eu chiar când am predicat nu de mult în biserică, am spus ce m-a deranjat la omul acela, că nici n-a discutat cu Domnul Iisus. Măcar să-i spună, Doamne, eu am muncit o viață întreagă, chiar vrei să dau la toți. Și uite la noi, la români, sunt mulți din ăștia derbedei, care săraci, pentru că aruncă totul. Eu dacă dau la săraci, măcar spune-mi tu la care să dai, la celelalte, tot la... Oare nu era varianta când el ar fi spus, Doamne, cu tine dau totul, Domnul să spună, auzi, nu m-am vrut să te pun la încercare pe Avram, nu trebuie să dai nimic, folosește-le pe toate, bucură-te de ele, fii cinstit înaintea lui Dumnezeu, ține inima legată de mine și rămâi în continuare ca un administrator bun. El nici măcar n-a mai stat să-l întrebe, Doamne, vrei, mă ajuți? Negru de supărare a plecat acasă, de unde? Din fața lui Iisus. Dragii mei, să știți că putem pleca negri și din biserică. Putem pleca și pestriți din biserică. Comentarii, nemulțumire, răzvrătire, orice fel de duh care ne poate păta viața. Dar ascultați-mă, cerul nu este locul pătaților. Cerul nu este locul celor cu mai mult alb decât cu negru.
Cerul și binecuvântările în viață aparțin oamenilor cu inima curată. Și curat nu înseamnă negru, curat înseamnă alb și curăția este numai prin pocăință în sângele Domnului Iisus Hristos. Mă rog lui Dumnezeu în seara aceasta să plecăm de aici toți acasă albi. Acum am o veste bună. Domnul Iisus nu se ocupă doar de culoare. El se ocupă și de culoare. Domnul se ocupă și de sănătate interioară. Acum mai mult de interior vreau, deși Domnul se ocupă și de exterior. Domnul se ocupă și de sănătate, Domnul se ocupă și de nume, se ocupă de multe lucruri de care avem nevoie, dar pe ansamblu le-aș pune toate în culoarea aceasta pe care o iubește Domnul. O inimă curată, un duh nou și statornic. Să știți că asta nu o decidem noi de la Ambon. Filip n-a hotărât nimic în locul demnitarului. I-a ținut predica, n-a avut spray-ul Filip la el să spună, frate, te albesc în numele Domnului. Ci el a spus, se poate, pot împlini toate condițiile. Eu nu știu ce trebuie să mai împlinești tu seara aceasta. Poate că unii o mică pată, știți, unii mai au pete pe ochi, dar micuțe de tot așa, unii pete pe urechi, mi-e greu să cred că unii au pete pe mână, știți, și le mai înclină, dar nu știu, pe creier, pe cuget, am o mare rugăminte. Haideți să le lăsăm în seara aceasta la crucea Domnului. Dar nu ca să le luăm mâine din nou. Și când Domnul ne curăță viața, ne înalbește, să știți că nu ne înalbește ca să avem noi ce murdări. Dacă aș prezenta o hartă vizuală, știți cum aș face? Un om care s-a transformat și se duce în Etiopia. Etiopia, dacă ai pune-o pe hartă, până acum ar trebui să fie negru, negru, negru. Și încep să vezi alb aici, alb dincolo, alb dincolo, alb dincolo. Noi avem date istorice care vorbesc despre lumea creștină la început în Etiopia. Oare nu cumva a început și de la demnitarul acesta, care a găsit eliberarea, a scăpat de povara păcatelor și când s-a întors acasă, nu s-a întors să se murdărească din nou. Pentru el, o inimă curată n-a fost o experiență frumoasă undeva pe un drum. Îmi place să cred că pentru el o inimă curată a fost o experiență de viață de acum înainte. Amin? De acum înainte nu mă murdăresc alții pe mine. Îmi păstrez eu inima curată. Îi ajut pe cei din casa mea. Îi ajut pe cei de sus, de la Imperiu. O ajut pe regină. Îi ajut pe ceilalți să găsească și ei în Domnul Iisus Hristos. În singurul care aduce înalbirea, eliberare pentru păcatele lor. Nu o să vă vină să credeți că închei aici. Dar chiar o să închei. O să mai cânte corul o cântare. O să ne rugăm. Tare m-aș bucura să cânte amândouă corurile o cântare. Poate îi adunați pe aici, înghesuiți, să vedem dacă încăpem aici și în cer, unii mai albi decât alții, dar rămâne la alegerea dumneavoastră. Dar aș vrea să nu uitați un lucru, dincolo de cântare, de poezie, de părtășie, de poze, de dat mâinile, de mâncare, până la urmă, întrebarea este, cum ne întoarcem acasă? Negri sau pestriți, albi, curați. Albi numai prin sângele Domnului Iisus Hristos. Nimeni nu poate face pasul pocăinței, indiferent în ce domeniu trebuie să ne pocăim. Nimeni nu poate face pasul pocăinței în locul nostru. Un om se întoarce acasă curățit, pentru că s-a pocăit, a împlinit ce i-a cerut Dumnezeu și Dumnezeu i-a dat milă. Un negru ce a venit din depărtare să se închine la Ierusalim a căutat atent cu disperare, dar templul nu avea nimic divin. Atunci un rabin sincer și bătrân l-a sfătuit să cumpere Scriptura. El a luat-o și a citit hapsân, dar îl cam depășea învățătura. Văzându-i căutarea arzătoare, divinul i-a trimis un mesager.
Acesta i-a dat explicații clare, iar omul a ajuns părtaș la cer. Nu. Nu i s-a schimbat culoarea pielii, nu a primit medalii, nici vreun salb. În schimb, i s-a schimbat interiorul și omul s-a întors acasă alb. E drept, și eu și tu dăm bine în poze. Pielea ne pune în rândul albilor, dar oare cum ne iei interiorul? Nu este negru sau multicolor? Să ne verificăm inima noastră, să o aducem Domnului prin os, să-i cerem Tatălui să ne înnoiască, să o facă albă prin Iisus Hristos. Apoi, indiferent unde ne ducem, chiar dacă suntem între frații slabi, să ne păstrăm curați, ca să ajungem acasă în ceruri unde toți sunt albi. Amin.